În momentul de față, via se prezintă foarte bine, strugurii sănătoși. Uh, am avut uh, o lună de zile cu precipitații abundente și o presiune mare asupra viei cu mana, viței de vie, dar am reușit să trecem peste și să salvăm strugurii. Câte tratamente ați aplicat? Uh, șapte tratamente în perioada de vegetație și un tratament în perioada de uscat, în, în primăvară. Care au fost cele mai delicate momente la cultura de viță de vie anul acesta, odată ce ploile au fost destul de abundente? În pf, imediat la creșterea boabelor, la compactarea ciorchinului, atunci a fost presiunea cea mai mare. Atunci am avut precipitațiile uh, și mana a început să să atace boabele de struguri, inclusiv partea vegetativă a plantei. Eu urmez o schemă de tratament și aplic tratamentele undeva la, la un interval de două săptămâni între ele. Dar, având precipitații aproximativ o lună de zile, a fost mult mai greu să, să intervin. Am avut câteva portițe zile în care n-a plouat și am reușit să, să intru să intervin cu tratament și am salvat. Strugurii. Vreau să vorbim și de calitatea strugurilor. Calitatea? Strugurii sunt foarte calitativi, după cum puteți observa. Secretul constă în aplicarea tratamentelor și doza corectă și aplicarea tratamentelor la momentul potrivit și doza respectată. O producție de? O producție medie de 10 tone la hectar. Mulțumitor! Mulțumitor. Mulțumitor. Da. Deci vom avea struguri anul acesta? Vom avea. Strugurii sunt uh, sănătoși și sperăm ca anul acesta să obținem un vin foarte bun. Strugurii au acumulat deja și cantități de zahăr. Urmează perioada de recoltat. Iar uh, în momentul când, uh, când ajunge la zahărul dorit de colegul meu, Andrei de la Cramă, uh, vom uh, începe și recoltatul, campania de recoltat.